Îmi place când Bianca ne propune să confecționăm obiecte din materiale reciclabile. Protejăm în primul rând natura și economisim și bani cu ideile ei. Astăzi avem pe ordinea de zi cartonul, mai exact cutiile de orice fel pe care le putem transforma cu imaginație în obiecte care se potrivesc în orice casă. Bine v-am regăsit! Cutiile de pantofi nu se aruncă. Știu că cei mai mulți dintre voi asta faceți, dar cu puțină imaginație le putem recicla și le putem transforma în niște spații pentru depozitare de invidiat. De ce să cumpărăm cutii arătoase din comerț când le putem face chiar noi acasă din ce avem? Două modele vă propun astăzi. Pentru unul vom avea nevoie de sfoară, iar pe celălalt îl vom îmbrăca într-un pullover, într-o bluză veche. Ce ne trebuie? Cutii de pantofi sau de orice altceva, sfoară, o bluză veche, niște pânză, veți vedea ce vom face cu ea, încă o bucățică de sfoară cu care vom face niște mânere și silicon. Cam atât, simplu, să ne apucăm de lucru. Prima cutie o îmbrăcăm în sfoară. Sfoara e de preferat să fie subțire, chiar dacă aveți puțin mai mult de lucru de muncă la ea, dar se vede mai frumos. De lipit ne apucăm să lipim de la baza cutiei, pentru că veți vedea la final că vom face și o husă pentru interiorul cutiei din pânza albă de care vă spuneam. Și atunci, în cazul în care nu vă ajunge funia, ce rămâne descoperit va fi acoperit de pânză. Pentru că avem aici o bucată de pânză albă sau puteți să folosiți orice material doriți. Puteți inclusiv să renunțați la această husă, viitoare husă. Ce facem este să o băgăm în interior, apăsăm bine pe colțuri și surplusul care rămâne ne va fi necesar pentru a-i coase de mână o bentiță prin care vom băga un elastic. Eu am făcut deja una ca să scurtăm timpul. Așa arată în final. Seamănă cu o bonețică. Și cam așa arată. Foarte drăguță, nu? În ea puteți să vă puneți perii, produsele de make-up, orice vă trece prin minte. Trecem la partea a doua. Cutia numărul 2, care asta clar este de pantofi. Și vă spuneam că avem nevoie de o bluză veche. Sigur găsiți prin casă. Tăiem. Eu am să-i tai spatele. Dacă nu sunt foarte largi bluzele pe care le veți folosi, încercați să păstrați cât mai multe elemente continue din pullover, ca să nu facem cutia din bucăți. Cutia o poziționăm pe mijlocul bluzei și ne asigurăm că vom avea laturi suficient de mari ca să acoperim toate lateralele. Cu veșnicul silicon începem și aplicăm pe interior o bandă subțire. Ce facem cu lateralele acum? Ca să păstrăm o singură bucată și să nu ciopurțim pullover-ul, avem grijă doar să îl aranjăm frumos aici. Cam așa arată cutia.